Bună ziua, bine ați venit. Avem oportunitatea să ne întâlnim cu Arta Plastică Băcăoană, după cei doi artiști ieșeni. Iată două pictorițe din Bacău. Am dificila sarcină să încropesc un discurs pentru acest vernisaj, deoarece titularul, domnul profesor Aurel Stanciu, este prins cu o furtună pe malul Prutului și nu mai poate să ajungă la timp. Am să fac prezentările. Avem pe simeze lucrări ale doamnei Carmen Voisei și ale doamnei Florentina Oțetea. Doamna Voisei este directoarea Școlii Populare de Artă de la Bacău. Doamna Oțetea este profesor de educație plastică în Bacău. Bun, acum partea administrativă sper eu că am rezolvat-o și să vorbim câteva cuvinte despre cele două artiste, urmând ca și dumnealor să se prezinte la un moment dat singure, pentru că cu Olguța e o poveste foarte lungă despre doamna Oțetea. Știu mai puțin și de asta va trebui să fiu sublinit. În învățământ practică și așa că pregătiți-vă, vă rog. Doamna Oțetea este produsul unui șir lung de profesori pe care întâmplarea face să-i cunosc pe toți. Deci a început la gimnaziu cu Ioan Lăzureanu, la Bacău, apoi liceul Octav Băncilă și presupun că prin anii 90-93 facultatea din cadrul conservatorului George Ienescu, unde i-a avut profesor pe Virgil Parghel, pentru că el a fost între 90-93 la Iași, pe Valer Gonciariuc, pe care de asemenea îl cunosc de la atelierele de pe Lăpușneanu și Ioan Gânju. Și uitându-mă la lucrările dumneaei și la artiștii enumerați, îmi vine în minte proverbul: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Deci, normal că vom avea parte de un artist senzitiv, un artist artist, nu un unul care respectă regulile, ci, așa cum zicea Picasso, regulile sunt pentru profesioniști, ei trebuie să le învețe ca profesioniști, dar să le încalce ca artiști. Așa văd eu pictura Florentinei Oțetea, o pictură
încărcată de culoare, simboluri, semnificații. E o zonă a portretului în care are o viziune proprie, n-am să cad într-o capcană să asemui și să atribui stilul dumneei într-o echivalență cu alți pictori expresioniști sau impresioniști. Cert e că față de expoziția de acum 5 ani pe care am revăzut-o într-un filmuleț pe YouTube, pentru că atunci eram într-un proiect Erasmus și n-am putut participa la vernisaj. Doamna promitea că va reveni cu lucrări de dimensiuni mai mari, dar iată că avem și cantitate, avem și calitate în această seară și sigur că vrem să vă urmărim cu aceeași plăcere și în continuare și vă mai așteptăm. Îmi pare rău că profesorul nostru n-a reușit să ajungă. Vorbesc despre Aurel Stanciu, care era proaspăt absolvent repartizat la Liceul de Artă din Bacău atunci când în 1975 intram în prima treaptă de liceu, eu, Olguța Voisei, Eva Liviu, Iosif Mititelu, aici de față. A fost, iată, după 46 de ani, o revedere ad hoc așa de promoție. Nu prea mă așteptam, dar uite că patru totuși e un număr semnificativ, că niciodată nu ne-am adunat mai mult de doi sau trei. Nici n-a fost cazul și momentul. Poate de acum, poate, de ce nu, să vă invit la vernisajul de pe 14 august, unde voi expune și eu printre alții. Ce să spun despre Olguța Voiței? Decât că liceul este cea mai frumoasă perioadă din viața unui om, ajuns la vârsta asta, pot să trag această concluzie. Vorbesc pentru cei tineri, eventual liceeni, să nu piardă aceste momente când sunt liceeni și să le trăiască din plin și la maximă intensitate. Pe urmă, sigur că valurile vieții și etapele de pregătire profesională, de viață familială, de alte aspecte, își spun cuvântul și lucrurile sunt mai prozaice, dar mă bucur că regăsim în pictura colegii noastre un
spirit ludic, o bucurie a vieții, o explozie de culori optimiste și așa, ca să nu știu dacă concluzia este justă, dar mi se pare că avem o pictură mai zbuciumată pentru doamna Oțetea și una mai optimistă, mai tonică, în ciuda faptului că paleta este cam asemănătoare, dar nu știu de unde această impresie. Dacă greșesc, microfonul vă stă la dispoziție. Puteți comenta și din public. Nu vreau eu să iau toți laurii unui critic așa, deci a venit momentul să mulțumesc și colegii Olguța Voisei, Carmen Pețu și să vă rog să completați ceea ce am omis și să îndreptați ceea ce am greșit în cuvintele mele. Vă rog, doamna Florin. Mulțumesc pentru cuvintele de apreciere pe care le-a adus domnul președinte al Uniunii Ștefan Potop. Și doresc să ating și eu puțin tema aceasta de portret pe care mulți își doresc să o, eu știu, să o, nu neapărat să o savureze, să o pună în valoare. Asta este mai, zic eu, mai greu, pentru că e nevoie de mulți ani de studiu și de perseverență, eu știu, sau să ai o chemare, adică să-ți placă să lucrezi, să o faci din pasiune, ci nu din interes. Așa că se vede că noi facem această artă din pasiune, ne alegem gamele, eu știu, uneori ne vin fără să ne gândim prea mult la ele și trecem la subiecti. Tema de portret, eu mi-am ales-o pentru că ne oferă multe, eu știu, expresii, trăiri, sentimente pe care le putem pune în valoare, aprofundând personajul pe care noi vrem să-l transpunem pe pânză, să-l imortalizăm în aceste tablouri. Aceasta vine din interiorul nostru, din sufletul nostru. Și de aceea e o pasiune pe care noi o dezvoltăm involuntar, chiar dacă este o dragoste pentru pictură și dorim să o promovăm, să o ducem mai departe cât o să putem. Cu astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența. Mulțumesc mult! Mulțumesc domnului Ștefan Potop pentru bucuria de a fi primite amândouă la această galerie deosebită. Nu întâmplător suntem împreună cu Florentina, ne cunoaștem sau o cunosc de ceva timp, am colaborat multe activități cu școala, cu școala de vară, cu tabere, cu festivaluri. Mi-a făcut deosebită plăcere să pot fi cu ea în aceeași galerie, pentru că ea are acel ceva pe care nu l-am eu. Dezbuciumul ei
la mine este ascuns în tușe calde, line, pe când la ea, în zbuciul meu pe care l-are în portrete, de fapt ascunde o inimă super de bună. Mulțumesc foarte mult celor care au venit. Încă o dată, mulțumiri pentru gazda, pentru bucuria asta de a fi împreună și de a ne revedea după atâția ani. Și mă bucur că sunt cu trei foști colegi de liceu, care îmi sunt dragi. Da. Mulțumesc mult, vă dorim, eu știu, o vizionare plăcută. Pe care îi așteptăm la microfon. Da. Câteva cuvinte și de pentru pe doamna Ocenea nu o cunosc, dar o felicit pentru... Sunteți agresivă, dar cu o cromatică superbă. Adică ați putut să faceți un lucru foarte greu. Să acordați niște culori care nu au nimic de comun în alta. Ce ați băgat acolo, niște intervenții de culoare, de griuri, ați scos-o. Atât pentru dumneavoastră. Iar pentru Olguța, sunt mai apropiat de ea și vreau să spun, culorile sunt mai puțin agresive, sunt mai tandre. Uneori, doar uneori, ce vreau să spun, Olguța, verdele cu albastrul tău sunt grozave. Este foarte greu pentru un artist plastic să le acordeze așa cum le-ai acordat tu. Mi-ai băgat niște pete de galben acolo ca să iei ochii, e perfect. Ce să zic, portetele sunt foarte mișto, dă înainte, să rămână și la mulți ani. Iosef, da. S-a dus la Bacău, nu chiar în stare. Așa? Felicitări cu așa. Eu îți ofer microfonul să spui câteva lucruri. Deci pentru cei doi, cele două pictorițe care expun astăzi, într-adevăr este un moment deosebit pentru ele. Lucrările lor le prezintă și le reprezintă, după cum se vede, fiecare cu viața lui, cu emoțiile și cu tot ceea ce au de oferit pentru noi. Pentru Olguța se vede clar că este total, un întreg aici, trebuie să-l vedem ca un întreg. Jumătatea din dreapta și cealaltă din stânga. Ele se completează și cromatic și ca formă, din coace, exact cum spunea colegul meu, un pic, un zbucium mai pronunțat, cu cromatică mai agresivă, din coace o anumită linie, o anumită cromatică care se vede clar că este proprie fiecăruia. Le mulțumim și sperăm să venim și la următorul eveniment pe 14. Da. Așa cum se anticipează expoziția, poate fi văzută până pe 13 august, pentru cei care n-au putut să participe la vernisaj, vă așteptăm cu drag.